Pare, nu? Sunt vera. Auzi, da. Lasă-l. Bine că s-o dus. Multe ori ai dat de urs acum. Da, pe o dată de aici a ieșit la mine. Eram prin tufele alea acolo sus. Serios? M-a spus că e pe aici pe jos. Acolo sus ursoaică cu doi pui de amici. Nu erau mai mari ca asta mică. Serios? Așa mici erau? Da. Ca ăștia din urs. Da. Înseamnă că ăsta e locul ei, aici e teritoriu cumva, da, dacă tot aici asta. Dar nu s-a aruncat la oi, cred că nu e învățată la carne, n-ai avut. Nici nu-l lăsat-o câinii așa să apropie. Uh-huh. Ai din asta mare, talie mare sau e așa? E mare ce-am văzut-o acum ultima dată. Mi-am avut înainte, m-am întâlnit cu ei, dar pui din aia, pui o cunoa. Ca un câine de asta normal. Am închis oile, m-am dus până acasă, mânc. În cobor, la cât, un kilometru mai jos este, n-a trecut drumul în fața mea. Cu doi pui și unul, cred că n-a trecut. S-a ridicat.
Opa meu, că rău. Simo, și cum zici că pe aici se sunt problemele cu da, ursul. Așa cum, tu vezi ce n-alertă stă scânii cum latră pe aici prin... Auzi. Deci tot timpul aici l-ai văzut. Ia că pe aici și în sus și în partea alaltă. În ursaica cu doi pui. Serios? Da. Mi-a m-a plăcut de Simon, zice, poate vrei să-l vezi pe Moș Martin. Latră, 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 ceva grozav acolo cu inii. Ar fi ceva să-l... Să-i vedem pe aici în acțiune. Deci de urs îi spart pe aici. Menționăm că am ieșit cu oile la cină. Astea sunt mărzările. Da. Sunt oile cu lapte și îți după mulsul de seară, nu? Da, da. Și acum, până la ce oră o să... Până la 11:30. Deci lăsaturi bine. Da, fără obor, rățele. Deci fără obor, le lăsat, le ai câmp liber cum ar veni. Da, toată vara, tot așa oricum. Bă, să știi că, sincer îți spun, acum nu-i nimic ca... Că mulți o să zică, a, ce, că vorbița n-a podat voi, știi? Cu urși și cu de-alea și... Da... Când ești numai tu cu oile pe aici, sincer, te cam ia frica, mă. Aproximativ câte oi ai aici, în cioporul, în mărzări? Nu le-am numărat, nu știu ce. Dar-s peste 300 oricum. Da, undeva la 350. Mi-am și sterpă, nu știu cu lapte. A, între ele aici? Da, n-am și câteva sterpă. Oricum o să ne oprim și mai povestim un pic, însă am zis să profit și să trag cadrele astea frumoase cu ele de aici din față. Că se văd foarte, foarte fain. Dar câinii chiar latră grozav încolo. Hai să spunem că lor de pe anumea. Da, să știi că e pădure, în adevăratul sens al cuvântului aici. Pe aici? De aici ați ieșit? Bă, nu mă speria pe aici. A, deci trebuie să merg aplecat pe aici. Mă gândeam că aici a ieșit ursul la tine. Bă, nu fi. Nu mi-e frică, dar totuși mi-e frică, știi cum zic? Auzi ce latră câinii, ceva grozav. Latră câinii, ceva grozav. Ce latră câinii. Bă, fraților. N-o să vă vină să credeți, dar chiar e ursul. Se auzea cum morea la câini pe aici prin pădure. Pe de o parte aș vrea să mă bag, dar pe de altă parte, sincer, n-ar vrea să dau bot în botcăl. Păi, o fică se auzea. Nu, ne mai băgăm, ne ducem noi la el, serios. Da.
Ei. Am uitat să trag și cadre frumoase cu oile, să rămân acolo în spate. Când l-am auzit în pădure... La cine știe unde o fi? La ție nu ți-e frică, dar... Te dau pe tine și ce mâncă și o scăp. Ești deja, deja ești obraznic. Hai să mergem, dar vin motor, că... Acum o să se uite lumea la video. Și... O să-mi dea cu hate. Da, uite balegă de urs aici. Că nu las telefonul din mână. Poate reușesc să-l... Dar n-avem unde, mă. Nu e nimica, că n-ai cum să te bagi, nu te poți băga. Ai pe spare, n-au zis cum vrea. Au zis, da. Lasă-l. Bine că s-o dus. Aici are de toate. Are și apă și umbră. De era sult, îl fugărea un pic, ha? Oile încă ies de pe potecă. Nu știu cum are stimă niște câini. Doamne ferește. Am vrut să fac un video frumos, ca un fel de documentar, cum v-am obișnuit în ultima vreme. Însă a ieșit ceva mai mult, am daily vlog. Umblând după urs. Poftim? Ca un om, un urmă lor ăsta. A, câinele, da. Deci ăsta tot timpul arca mai mult de ultimul. Da, el e baza la urmă. Bă, e imposibil. Am auzit și eu cum moare e ursul. Întrebarea e cum mă duc eu înapoi. Te duci pe aici, ești la șosea. Și merg pe șosea în jos. E bun. Că eu pe aici clar nu mai mă duc înapoi. Și aici au stat toată vara. Ursoaica. Revenim. Are. Că e umbră, e des aici. Cresc pui, se fac ca...
Oricum caută bine grozav câini. Mare, mare. Petica, hai. Ăla domnul. Ce faci? Ha? Ha? S-a luat bluză. Văd că pe partea asta este ceva iarbă. Deci nu-i de lapte. Dar sus pe ploștină cum stăm? Serios? S-a uscat, așa-i? Da. Cum multă secetă. Dacă nu ploaie, ba. Ha, stai. Ziceam adineauri că le mulgeți dimineața și seara. Mai au ceva lapte? Mai au 50 de litri la măsoare. 45-50. Puțin tel, da. Aia da, drept, e. Majoritatea zmărlite. Deci se zmărlite acum. De pe când ar trebui să înceapă fătatul? Ai ceva și mai repede? Am, pe la sfârșitul octombrie trebuie să fete câteva, vreo 5-6. Destul de repede. Da, am avut bezeci tot cu ele. Ai! Brânză, mai ai la cineva de împărțit? Nu, am terminat cu oameni. Deci ai terminat. Da, mai am eu și noi colegul care cu mine. Marinescu. Da, numai noi doi. De fapt, noi doi trebuie să o mai luăm. Păi, da. Cu străini am terminat. Lasă că e bine. Da. Aici e fain. Că se vede un pic verdeață, de asta am și filmat azi, se vadă frumos aici. Dacă filmam pe ploștine era dezastru. Da. Și atunci am ales destul de bine locul. Ce limbi au câinii. Da, toți suflă. Or avut un pic antrenament. Uite, ăsta se vede că ar fi o țără roșu pe bot. Îi batea metală. Da. N-ai ce să faci. Ai de multe ori ai dat de urs acum? Da, pe o dată de aici a ieșit la mine. Eram prin tufele alea acolo sus. Serios? M-au spus câinii pe aici pe jos. Acolo sus ursoaică cu doi pui de amici. Nu erau mai mari ca asta mică. Serios? Așa mici erau? Da. Ca ăștia de întors. Da. Înseamnă că ăsta e loc cu ei, aici e teritoriu cumva, da, dacă tot aici asta. Dar nu s-aruncă la oi, cred că nu e învățată la carne, n-ai avut. Nici nu-l lăsat-o câinii așa aproape. Uh-huh. Ai din asta mare, talie mare sau e așa? E mare ce-am văzut-o acum, ultima dată. N-am avut înainte, m-am întâlnit cu ei, dar pui din aia, puiul sunt. Ca un câine de ăsta normal.
Ai nu-s foarte... Și dar nici nu știu dacă, dacă nu sunt învățați la carne, cred că nu, nici nu au treabă cu, cu oile. Dar e bine să previi, odată ce se învață e problema. Nu-i lasă pâine. Dacă nu e ăla aici, ai hălmare, ăla-i... Sulpii. E aspru rău cu ei. Periculos cu ei. Ăștia nu prea. La aia, sora lui. Umblă după cătăie. Știi că mi-a zis că s-a făcut foarte, foarte bun. Frații și ăla, iară, dar numai când e cu el. Așa, că... Deci numai când sunt frații unul lângă altul. Ești frați de cuib. Da, el cu... Arcan cu Sulti. Sulti nu e acum aici. Și ea e cu, e mai mic, cu o serie sau cu două mai mici. 2 ani. Cu 2 ani e mai mic. Ideea asta e ăla, mă. E neamore. Deci face... O celălalt an în ianuarie 2 ani. Deci anul viitor face 2 ani. Da, 2 ani face pentru că o am când era mică, o am pe filmare. După neam, 2 ianuarie. Da, ea a fost singura ce ți-a rămas din, da, din cuib. 7-2 ori dispărut așa dintr-o dată, nu i-am mai dat de ei. Ori au mâncat, ori au violat ceva. Ori mi-a rămas 5 și după s-au îmbolnăvit și ea după ce le-am făcut vaccinul. Deci le-ai făcut vaccinul și tot s-au îmbolnăvit. Da. Le-am făcut și tu vaccinul prea târziu. Oricum stau fain cu mine acum, s-au așezat toți. Mm. S-au obosiți. A, păi s-au obosit un pic pe acolo. Mm. Da. Prea multe ce să... Ce să discutăm. Da, acolo se vede că este, este iarbă. Sper să, să vă fi plăcut cadrele cu, cu oile. Și credeți-mă că am trăit cumva o experiență foarte ciudată, cu un puțin de adrenalină, la modul foarte serios. Din păcate n-am avut camera pornită, că eram prin niște tufișuri foarte dese și nu puteam să filmez, oricum n-aș fi avut ce să vă arăt. În momentul în care răgea ursul, adică o senzație, nu știu, credeți-mă, din telefon pare așa simplu în fața ecranului, dar aici, prin tufele alea, n-a fost deloc distractiv. Aici, dacă mă duc mai încolo să bag cu câine, sigur scot ceva de pe acolo. Serios? Da, e plin de urs de aia. Anul trecut pe primăvară era cu tripul ursul aici. Mă duce bine. Da, am trecut cu mașina, s-a oprit în fața mea, suricat în două labe. Acum e în jos de stâna, pe la... Un cobor în jos către sat. Da, da, da. Ai tu ai plecat spre casă. Da, am plecat spre casă. Era pe primăvară, cam pe primăvară, da. Am închis oile, m-am dus până acasă, mânci. În cobor, la cât, un kilometru mai în jos de stâna, n-a trecut drumul în fața mea. Cu doi pui și unul, cred că n-a trecut. S-a ridicat. Hmm. Sunt periculos, așa, par frumoși, da. Nu s-au învățat la oi, sunt câinii buni, destul de buni. Cu ei s-au învățat, că cu ei urși pe ei, cu lupi, de așa n-am avut probleme. Și a cald ea mai avut anul trecut pe toamnă. Tot zbierau, da. S-au dispărut și aia. Nu se mai aud acum aici. Mai pe primăvară, au făcut după, acum n-am mai auzit deloc. Lasă, mai bine să se ducă. Da. Urșii, că urșii acum mai plin ei. Plin de ei, că vezi cum e, iarna e ușoară, găsesc mâncare. Zăpadă nu mai e acum. Zăpadă nu mai e. Și vezi că îmi povesteau ciobanii mai în vârstă, ziceau, bă, ce când eram eu tânăr, zice, o ursoaică făcea doi pui și ăia pe iarnă unul se lichida, că era iarna grea. Eu, și din primăvară ieșea și unul ăla, unul singur care rămânea, zice, ieșa slab, pe perit de tot. Acum, zice, face câte 3-4. Și zice, toți îți scap mingile, adică, știi, trăiesc bine, numai ca atunci. Da. Și normal că ei s-au remulțit. E plin de ei. Da. Eu, primăvara asta m-am întâlnit vreo 4 ori cu ei. Și pe vară. Ai pe jos, apoi pe la sus, pe la muntea. E plin pe aici. Ei, peste tot sunt.
Sunt că s-au înmulțit. Da. Sunt foarte, foarte mulți. Și vezi că nici nu mai au așa frică, știi că înainte mai este, dar nu mai prea. Nu e prea frică. Nu, atâta dacă sunt câinii buni să se arunce, da, câinii să ăsta. Dar în rest, dacă mergi pe jos, nu știu dacă să sperie de tine. Da, mai bine să nu te întâlnești cu el. Păi eu ce zic? Ai tu de grijă pe ei la Valea. Da, nu e problemă că sunt pe șosea. Mă duc pe șosea, mă duc până... Mă duc pe șosea, nu e problemă. Nu. Simo, ce să zic, să ai o seară faină? Mersi la hastu. Mersi de... de experiența asta. Cu tine trebuia să o trăiesc, că... De fiecare dată când am venit la tine, ți-am zis, bă, dar de ce nu l-ai filmat? Că știu că ai fost odată destul de aproape și zice, bă, în momentele alea numai să filmezi nu mai poți, știi? Acum asta acum... de toate orele au fost aproape de mine. Nu. Și, da, acum mi-am dat seama, bă, nu prea ai nicio șansă. Știi? Mai ales când ești pintufe, dacă ai fi în loc deschis aici, uite, să zici că trece la... 50 de metri, știi? Bă, dacă ești prin tufele alea pe acolo și auzi că boră e, nu prea mai ai nicio treabă. De adică... când mi-ai pișcară, de... el ia a făcut așa o rudă la și pini, deci nu se poate întoarce după ei. Asta e. Și ăsta-i norod pișcă așa de ei. Sta. Sunt destul de buni câinii, n-am avut treaba. Asta e cel mai important, să ai câinii buni, dacă ai câinii buni. Tu baci pe oriunde. Bun. Simo, te salut, că văd că ți s-au dus, obțărăoile acolo. Și o să mai venim spre toamnă încolo, mai povestim. Îți mulțumesc încă o dată și seară faină să ai. Cam asta a fost și videoclipul pentru astăzi. Oile au ajuns până la marginea pădurii, nu se mai văd. Până data viitoare, vă salut, vă respect și vă doresc toate cele bune, sănătate multă și numai bine tuturor.